Bună ziua, dragi prieteni, și Hristos a înviat! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Total Muzical. Ca în fiecare duminică, suntem alături de dumneavoastră și încercăm să vă facem sărbătorile mai frumoase și să facem ca problemele și necazurile dumneavoastră pe care le aveți zi de zi, să le mai uitați măcar o clipă, măcar câteva momente cât ține emisiunea noastră. Ca de obicei, am alături de mine invitați de seamă. Astăzi o am alături de mine pe Mariana Carnariu. Probabil că ați mai auzit de invitata mea, din cauza că sunteți... Am câțiva ani buni de activitate. Și oricum și sunteți din Vaslui. Sigur că da, sunt din județ. Eu vă spun, mulțumesc pentru invitație, să vă spun Hristos a înviat, bine v-am găsit pe dumneavoastră, echipa și pe toți cei ce ne privesc în acest moment. Mulțumim și noi pentru faptul că ați acceptat ca astăzi să vă petreceți duminica alături de noi și mai ales că știu că veniți și de pe drum. Așa este, vin de la un alt post de televiziune, de la Galați, unde am avut la fel o filmare și eu zic că în zilele de sărbătoare cam artistului stă bine cu drumul, noi trebuie să intrăm în casele oamenilor și să îi înveselim. Asta este menirea noastră. Apreciez tare mult că, cu toate că sunteți obosită și mă gândesc că drumurile astea nu sunt prea ușoare. Pe căldurile acestea, apreciez că ați venit la noi și în condițiile când acestea. Când facem ceva ce ne place, o facem cu mare plăcere și uităm de oboseală. Trebuie să mai menționez un lucru. V-am pregătit, ca de obicei, câteva premii pentru dumneavoastră, pentru cei care ne contactează la numărul de telefon afișat pe micul ecran 0335711001. Intră automat și în concursul nostru. Avem să vă oferim astăzi 3 invitații la Mall, la Eurocinema, la Silver Mall. Pentru cei care intră în direct cu noi, totodată puteți face și o dedicație muzicală, îi puteți adresa câteva întrebări invitatei mele de astăzi. De asemenea, vă aștept și pe Messenger, pe ID-ul nostru de Messenger Total Muzical. Îmi trimiteți mesajele voastre aici și eu le citesc imediat ce le primesc. Aș vrea să vă întreb, pentru că îmi spuneați în pauza dinaintea emisiunii că sunteți de profesie cadru didactic. Da, sunt profesor la învățământul preșcolar. Sunteți educatoare. Educatoare, mai bine spus, tot așa îmi place să spun, dar suntem nevoiți să învățăm noul nostru statut, ca să zic așa, pentru că așa trebuie să și semnăm, așa suntem plătiți și vrând nevrând învăț să spun și așa. E adevărat, facultatea am făcut-o târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Și am făcut pedagogie muzicală. Am vrut să îmbin cele două profesii. Și ați ales să deveniți educatoare. Și am ales să rămân educatoare pentru că îmi place foarte mult, îmi plac foarte mult copiii, mi-au plăcut dintotdeauna și nu pot renunța. Probabil că este cea mai frumoasă meserie din lume. Cred că avem și un telefon. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Aș vrea pentru mătușa mea Bolcoverica o melodie cu invitata voastră. Cu tot dragul. Cu tot dragul, Ștefania. Mulțumim frumos de telefon. Ne auzi? Da. Și mulțumim că ne urmărești duminică de duminică. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim și noi. La revedere, o duminică frumoasă. Iată, vedeți că cel primul care a dat telefon a fost tot un copilaș. Ștefania este unul dintre telespectatorii noștri fideli și probabil și unul dintre cei mai mici telespectatori ai noștri, mă refer ca vârstă. Am avut și ocazia să o cunosc. Și de fiecare dată când are ocazia, ne contactează. Eu mă bucur din tot sufletul că mi-a cerut un cântec, cu tot dragul o să-i cânt astăzi. Pentru că îmi spuneați că sunteți educatoare, aș vrea să vă întreb copiii de la grădiniță ce spun când o văd pe doamna educatoare la televizor. Vă închipuiți că sunt foarte încântați și de multe ori uit și eu că am vârsta care o am în mijlocul lor, tocmai pentru că ei mă percep așa cum mă percep, mă văd la televizor. De multe ori eu am televizor în clasă și avem toate
colegele televizoare în clasă și atunci când sunt plecată undeva și când, în perioada lor de grădiniță, colegele mele dau drumul la televizor și este o veselie generală în toată grădinița. În fiecare clasă joacă, ore mari și chiuituri și de toate. Foarte frumos. Se întâmplă ca să le mai cântați câteodată, sigur, câte un refren? La orice serbare vreau să vă spun că eu cânt împreună cu copiii mei, deci totdeauna. Cânt și individual, dar cânt și cu ei împreună și s-au învățat și părinții, așteaptă de fiecare dată să vadă ce surpriză le mai pregătesc. Vă cer ei să le cântați? Copiii, sigur că da, sigur, și mi-au învățat și cântecele. Mai rău e că mi-au învățat cântece din acestea de dragoste, de... Da. Le place. Și cântă cu dumneavoastră. Și sunt foarte încântați și au un fel al lor de a se mândri, să știți. Atunci când am făcut CD-ul, acum câțiva ani buni, aveam grupă pregătitoare și în momentul când am ieșit din sala unde avusese loc spectacolul, mergeau, deși era noapte, mergeau, am să vă arăt un pic cum, îmi dați puțin CD-ul, așa mergeau cu el în față, ca pe o pancartă, să vadă toată lumea că este educatoarea lor. Da, frumos. Frumos. Au modalitatea lor de a se bucura. Arăt și eu CD-ul la cameră. Este albumul de pe care ne veți cânta și încânta astăzi. Avem multe melodii pe care vi le-am pregătit pentru voi, dragi telespectatori, și care sperăm să ajungă în casele voastre. Am primit un mesaj pe ID-ul nostru de Messenger. Bine ați revenit, mă bucur să vă vizionez, să ne încântați și să ne bucurați cu emisiunea ta frumoasă. Vă iubesc cu întreaga mea familie și Hristos a înviat. Mulțumim frumos de mesaj și mulțumim frumos că ne sunteți alături și ne urmăriți de oriunde v-ați afla. De asemenea, trebuie să mai menționez un lucru pentru cei care sunt plecați în afară. Ne puteți vedea pe ID-ul nostru, pe site-ul nostru www.tvtotal.ro la secțiunea live. Ne vedeți acolo online. Nu mai puțin. Repet încă o dată numărul de telefon 0335711001, număr de telefon cu tarif normal. Intrați în direct cu noi și automat intrați și în concursul nostru. Avem să vă oferim astăzi 3 invitații la film, la Eurocinema, la Silver Mall. Să vă petreceți timpul liber alături de persoana dragă, persoana îndrăgită de dumneavoastră la un film. Revenim și pentru că tot înainte de emisiune îmi povesteați că cum ați început de fapt să cântați, aș vrea ca să afle și telespectatorii că eu am aflat. Sigur că da. Ca toți soliștii, cred, în momentul când ai în sânge și când îți place atât de tare, cred că de mici copii, toată lumea, toți am pornit de mici copii și am cântat pentru prima dată la serbările școlare, cântam când eram foarte mică cu părinții în casă. Eu îl moștenesc pe tatăl meu și el avea voce, făcea concursuri cu noi în casă și eu câștigam totdeauna, vreau să vă spun, la muzică populară. Și apoi am cântat la serbările școlare, am cântat la liceu pedagogic, am cântat și în orchestră ca solistă, dar eram bună la toate. Am fost și în echipa de dansuri a liceului și la grup vocal și la cor, la toate eram, activam și îmi plăcea foarte tare. Deci dintotdeauna mi-a plăcut. Și sigur că după ce am terminat liceul și am fost repartizată în zona Negreștiului, am început să merg la ansamblul Hora, care era la Negrești pe vremea aceea, și am activat ani buni acolo și așa am început. Acestea au fost începuturile mele. Din păcate, 15 ani am fost nevoită să renunț pentru a-mi crește copiii care se născuseră și am rămas și fără ajutorul socrilor și am fost nevoită să renunț. Și o să vă spun și mai târziu povestea mea totală, dacă, sau cum vreți. Cum ați reluat? Cum am reluat? Am reluat printr-un concurs de împrejurări după 15 ani, pentru faptul că aveam, adică îmi doream foarte tare să cânt, dar nu îndrăzneam, nu că nu îndrăzneam, nici nu mă mai gândeam, nu m-am urcat 15 ani pe o scenă, deci deloc n-am cântat.
Și după 15 ani am avut o problemă de sănătate și soțul meu și copiii, care erau deja mari studenți amândoi, s-au gândit că îmi trebuie o terapie. Și ce terapie mai bună era decât muzica? Și așa am urcat din nou pe scenă. După ce și ați început ani. Să... Și am început, eu zic în forță, și am început pregătindu-mă foarte bine, știam exact cam ce trebuie să fac, am muncit vreun an și ceva atunci, până am scos CD-ul și eu sunt mulțumită pentru că, iată, are câțiva ani buni. Când din suflet pentru suflet. Când din suflet pentru suflet, așa se și numește. De ce acest titlu? Tocmai probabil pentru că reflectă exact trăirile mele. Într-adevăr, eu cânt din suflet, pentru fiecare suflet în parte. Și oricum pe acest album se găsesc melodii absolut, pe toate gusturile, absolut, să zic pe toate așa. Gusturile, special am făcut așa, că am zis că am o vârstă când nu se știe dacă voi mai putea face și alt CD. Și atunci am pornit de la doină și baladă pentru specialiști, pentru a convinge că știu să cânt și cânt bine, după care orice fel de melodie cu tematică diferită, cu am și hore, am și păstorești, am și de petrecere, am sârbe, am bătute, cu tematică, cum spuneam, diferită, străinătate, mamă, frate, tot ce, cam tot ce ne doare pe noi astăzi, ca să spun așa. 19 melodii aveți pe acest album. Melodii, da. Albumul nu este scos pe piață. Nu este scos, din păcate, pe piață, pentru că a fost foarte greu și atunci și este și acum greu de scos, dar vom vedea ce vom... Aș vrea să vorbim mai multe despre acest album, dar după ce ne cântați primele două melodii pe care ni le-ați pregătit pentru astăzi, este vorba despre Hora Fetelor și Omule Drag Călător. Sigur. Melodii pe care noi le dedicăm cu tot dragul tuturor, tot dragul, tuturor care ne urmăresc acum. Vă rog să vă pregătiți și totodată le dedicăm aceste melodii și toate melodiile de astăzi tuturor celor care astăzi își serbează ziua de naștere. Le spunem un sincer și călduros la mulți ani și tuturor celor care ne urmăresc la această oră. O ascultăm acum pe Mariana Carnal.
să-mi ești învățătă și cu drag te legănat mă. Și de rălii te ferești, dar la tine se gândești, e tot mama, mama, mama. Ți-a dus și alinarii când ai câte-o supărare. Și ninarii zi ești noapte și-ți vede de sănătate, e tot mama, numai mama. Cine-ți dă sfaturi în viață, nu mai bine te învață. Și spune omule sfânt, cine te iubește mai mult, e doar mama, numai mama. Cinstești cât mai trăiești, că mult tare prețuiești. Cât de se duci din lume, omule, și-ți mai rămâne, nu mai ești mama, mama. O cauți șoptim la tine, omule, dar nu mai vine, nu mai vine. Melodii de suflet, melodii care sunt sigură că au ajuns în casele tuturor celor care ne urmăresc la această oră. Avem un alt telefon acum. Alo, bună ziua! Hristos a înviat! Bună ziua! Adevărat a înviat! Mă numesc și Botaru. Spuneți, am fost astăzi, chiar astăzi am trecut la dumneavoastră. Am promis că mă chinui să ajung acasă până la începerea emisiunii. Îmi pare rău că n-am observat bine. Era doamna Mariana acolo. Pentru că o cunosc destul de bine, de când o mers în turneu la București cu copilul meu, de la școala numărul 2. Îi iubesc melodiile foarte mult. Doresc să dedic această emisiune tuturor nevăzătorilor, fiului meu în general, să mă uite. Să vă trăiască. Că a fost o perioadă foarte frumoasă, când mergea cu formația de dansă de la școala 2. Și dacă s-ar putea, aș vrea-o din suflet, aș dori un CD-ul. Dar dumneavoastră... Cu tot dragul. Da, o să-l las... Lăsați-o aici. La domnișoara Marilena pentru dumneavoastră. Este bine așa? Da. Și veniți dumneavoastră la sediul televiziunii. Și domnul nevăzătorilor din Bârlat, Uși, Negrești, Vaslui, din toate comunile acestui județ, la nevăzători le doresc multă sănătate, succes și tot ce-ți doresc în viață. Și în ultimul rând și tuturor candidaților la partid să aibă grijă că suntem oameni în România, noi suntem membri de votare. Fără politică, fără politică. Dar normal, îmi te ascult. Fără politică. O zi bună și ascult în continuare emisiunea. Mulțumim, cu tot dragul să cântăm pentru dumneavoastră și sănătate multă dumneavoastră, tuturor celor ce ne privesc și copilului dumneavoastră, băiețelului. Mulțumim și noi de telefon. Încercăm să excludem politica din emisiunea noastră, măcar timp de o oră și jumătate să nu mai vorbim despre politică. Vroiam să vorbim despre acest album, dar după ce mai preluăm un telefon, nu vrem să facem pe nimeni să aștepte prea mult pe fir. Alo, bună ziua! Alo? Bună ziua și Hristos a înviat! Bună ziua, doamna Viorica! Bună ziua dumneavoastră și invitatei dumneavoastră! Bun venit! Noi iubim foarte mult folclorul. Ne reprezintă pe toți din țară.
iubesc foarte mult costumele populare a invitatelor dumneavoastră. Îi mulțumesc pe această cale nepoțelei mele, Stefania, care este o drăguță. Are grijă în fiecare duminică să-mi facă dedicații. Îi doresc să crească mare și să fie iubită de toată lumea. Și dumneavoastră vă doresc emisiuni cât mai frumoase. Și dacă îmi dați voie, vreau să fac o dedicație pentru frățiorul meu, Gabriel Remus, care va împlini anii pe 2 mai. La mulți ani, spunem și îi dedicăm toate melodiile de astăzi. La revedere, emisiuni cât mai frumoase o doresc. Mulțumim frumos, doamna Viorica, și mulțumim că ne sunteți alături duminică de duminică și că ne urmăriți. O duminică frumoasă vă dorim. Faptul că telespectatorii ne sunt alături și ne sună și faptul că vedem că avem oameni care ne urmăresc duminică de duminică, asta este motivația noastră cea mai mare, să știți. Cred că avem din nou un telefon acum. Alo, bună ziua! Se poate? Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! A fost la... Nu vă aud... Probabil că nu aveți semnal, nu vă aud prea bine. Uite, acum. Nu știu, mergeți într-o zonă cu semnal și încercați să ne sunați după aceea. Acum te aud bine? Acum da, acum da. Bine, să rămân. Spuneți, vă rog frumos, dedicați-mi o melodie pentru scumpa mea, Dodie Lenuța. Da. Înainte de toate, vă rog să dați televizorul. Pentru toți fotbalistii, pentru echipa de fotbal, pe ceva plus. Dar vă rog să dați televizorul puțin mai încet ca să vă auzim mai bine și să evităm microfonia. Da, da, uite acum. Da, să auzi bine, da? Acum foarte bine vă auzim. Bine, da. Cum vă numiți? Apostol Claudiu. Apostol? Claudiu. Claudiu. Mulțumim frumos, Claudiu, de telefon. Și urmăresc foarte mult. Emisiunea. Mulțumim din suflet că ne urmărești duminică de duminică și mulțumim că ne ești alături. Da. O duminică frumoasă îți dorim și toate melodiile de astăzi. Vreau cea mai nouă melodie care este alături doamne. Toate melodiile de astăzi, nu cea mai nouă, nu una singură, da. Toate ți le dedicăm atât ție cât și soției tale. Cu tot dragul. Mulțumim din bine, suflet. Bine, doamne. O duminică frumoasă vă dorim și noi. Vroiam să vă întreb despre acest album, mai ales îmi spuneați că ați colaborat cu dirijorul Marinică Botea. Da, cu maestrul Marinică Botea de la Doina Carpaților Iași și de la Orchestra Doina Carpaților și cu dumnealui l-am lucrat, tot CD-ul este lucrat numai cu dumnealui. Eu am fost personal foarte mulțumită și iată că are și viață lungă. Lumea nu s-a plictisit încă de el și asta mă bucură. Oricum aveți și 19 piese sunt pe acest album. Sunt și 19 piese, e adevărat, dar eu am fost mulțumită și de orchestrația pe care dumnealui mi-a făcut-o cu mult profesionalism. Și din câte am înțeles, ați ajuns la el printr-o... Nu întâmplare, n-aș spune zicem, așa. Da, da, tot un concurs de împrejurări, așa cum îmi place mie. Printr-o împrejurare, spun, da. Printr-o împrejurare și... Deci, cu totul și cu totul întâmplător, dar dacă Dumnezeu vrea, până la urmă se întâmplă. Orice. Textele melodiilor? Textele melodiilor le-am găsit aici? Și chiar și, și din părțile melodice. Am găsit în anumite culegeri de cântece sau pe la bătrâni, pe unde am mai căutat eu, am înregistrat cu reportofonul, dar le-am mai și lucrat eu, de ce să spun, și chiar am și melodii care sunt deci, oricum, total ale mele. V-ați pus amprenta absolut pe toate, dar pe orice solist cred că face așa. Nu poți să ieși și să redai în tocmai, pentru că noi trăim alte vremuri acum, avem alte trăiri, avem, nu știu, totul este nou în jurul nostru și atunci obligat trebuie să ne adaptăm și noi. În prezent colaborați cu o orchestră anume sau cu... Nu colaborez special cu orchestra anume. Dacă sunt chemată, pot să merg oriunde. Deci nu este... Nu am frică să cânt live sau ceva. Nici vorbă. Dar nu colaborez special cu cineva, tocmai datorită serviciului pe care l-am. Nu vreau să mă strig cu nimic. Nu pot să-mi permit, pentru că ar trebui să fac două treburi și niciuna bună. Și atunci mi-am permis să fiu liber profesionist ca să pot lua hotărâri singură. Copiii, ce spun de faptul că mama cântă?
Copiii sunt fericiți pentru că mă văd și pe mine fericită în sfârșit, după atâția ani. Și sigur, sunt mândri. Cum să nu fie mândri? Că mama lor cântă și este apreciată. În casă la dumneavoastră se aude muzica Marianei Carnariu? Da, sau? Sigur că se aude muzica Marianei Carnariu. Sigur, nu o pun tot timpul, dar copiii au, de obicei o pun și răsună blocul. Probabil că dacă vă întrebam că acest album nu a apărut pe piață și mă gândesc că probabil va fi fost destul de greu. Foarte greu, da. Trebuie să ai foarte multe apariții, să ai apariții la posturile de televiziune, la radio, ca să te cunoască lumea. Deci promovarea se face mult mai greu decât atunci când și este destul de costisitoare. Da. Și foarte multă, sigur, nici nu mai spun cât de costisitoare este și... Și atunci, vedeți, ați văzut dumnealui Adineaur că mi-a cerut un CD pentru că nu se găsesc în magazine. Foarte multă lume mă întreabă, din păcate, că nu au de unde să-l cumpere. Și melodiile, la fel, din câte am înțeles, sunt destul de scumpe ca să le înregistrați. Foarte scump. Deci tot ce înseamnă CD, începând de la prima, eu știu, prima etapă, să zic, de activitate, și de la culegerea cântecelor și până la finalizare, costă foarte mult, foarte mult, din păcate. Pentru că doamna Viorica a spus că îi plac foarte mult și costumele populare, aș vrea să ne prezentați așa puțin costumul dumneavoastră. Sigur, popular. Sigur, acesta de pe mine este un costum, cu excepția fotei, eu le mai îmbin, să zic că am mai multe, știți dumneavoastră cum este, că și ele, din păcate, sunt foarte scumpe, foarte scumpe și au o valoare foarte mare, probabil de aceea și sunt atât de scumpe. Acesta de pe mine este chiar, deci ea și poalele, sunt exact de la primul meu costum pe care eu l-am făcut, este un costum din zona Ivești-Bârlad. Mi-am permis să-mi iau, având în vedere faptul că eu sunt bârlădeancă, sunt născută, crescută la Bârlad, școală, tot făcut acolo, rudele mele toate sunt de la Bârlad și atunci mi-am permis să caut o zonă foarte aproape de Bârlad, să iau costumul popular și să-l îmbrac și să mă personalizez în felul acesta. Și am preferat costumul de Ivești, pe care eu l-am purtat și îl port cu foarte mult drag. Deci doar fota este alta astăzi, dar restul costumului este tot de Ivești, cu modele, vedeți, în forme geometrice, cu roșu și cu negru și cu acea danteluță, grimeluță, cum se mai numește la noi, pe margine și jos la poale și la mânicuță și la baticuț sau podoaba care o port pe cap. Deci, în picioare pantofi, se pot purta și opinci, eu am și opinci, dar în zonă se purtau și pantofi și opinci și atunci am momente când încalț opincile sau pantofi. Da, da. Și cu bată, deci în mijloc cu obiectul cu care noi ne prindem, să zicem așa, este făcut tot din lucrat în război, toate sunt lucrate în război, să știți, și pânza de pe ie și de pe poale și de la fotă și de peste tot, toate sunt lucrate în război. Observ că este și destul de minuțioasă. Da, și de... Da, da, iar modelul este cusut de mână. Modelul este cusut de mână, cu ori cu puncte românești, cum zicem noi, cu puncte populare, sau așa, și formele geometrice, exact ce am spus și adineaori. Și ar mai fi trebuit să pun bundița. O am la mine, dar este foarte cald. Bundița, într-adevăr, care trebuie și ea portată, sigur. Ea este foarte, un obiect foarte scump pentru că se coase manual și are multe culoare, este din postav, tot făcut, totul în război. Deci oricum, toate costumele acestea populare sunt foarte muncite și... Probabil și din această cauză sunt destul de costisitoare. Da, foarte costisitoare. Adică sunt lucrate manual. Da, și greu de menținut, să știți, pentru că dacă îl îmbraci tot timpul, este ca o îmbrăcăminte obișnuită, dar numai că tot timpul călcat, apretat, spălat și... Mă gândesc oricum, mai aveți să le schimbați. Sigur că mai am câteva, din fericire pentru mine. Și oricum, da. Pentru cei care probabil au un costum popular și dacă nu îl folosesc, vi-l pot dărui cu mare plăcere. Nu cred că, nu cred că refuzați, dar mă gândesc nu că... Nu refuz, nu. Chiar am un costum din zona Negrești, unde eu sunt educatoare, pe care îl port cu foarte mare drag, să știți. Este un costum foarte vechi, cu mare valoare, aproape 100 de ani are. Și m-a întâlnit persoana respectivă, era costumul bunicii ei sau străbunicii ei de când fusese mireasă. Deci vă dați seama. Și îl port cu foarte mare drag și vreau să vă spun că materialul este foarte rezistent.
Deci pânza aceea făcută în război este foarte, foarte rezistentă. Deși are atâția ani, s-a menținut foarte bine. Pentru că îmi spuneați că sunteți bârlădeancă, salutăm și noi toți bârlădenii. Cu tot dragul, cu tot dragul, cu toată dragostea le cânt. Și pe cei din Negrești, și pe cei din Vaslui, toți cei ce ne privesc, și cei din străinătate sunt plecați de acasă și dorurile mari. Și chiar următoarea melodie, chiar așa se va numi, Amare și Străinătate, și o să le dedic special celor din străinătate sau celor veniți acasă. De aceea vă și invit să ne-o cântați. Deci avem două melodii, Amară ești străinătate și Am și eu un frățior. Iarăși, probabil că multă lume se va regăsi și în acest inclusiv moment. Eu, pentru că o am și eu un frățior. Așa este. Așa cum vă dedicăm și vouă, dragi telespectatori, următoarele două melodii tuturor celor care ne urmăriți la această oră. Repet încă o dată numărul de telefon la care ne puteți suna, 0335711001, număr de telefon cu tarif normal. Intrați în direct cu noi, faceți dedicații muzicale sau îi adresați o întrebare invitatei mele și automat intrați și în concursul nostru pe care vi l-am pregătit astăzi. Vă oferim trei invitații la Eurocinema la Silver Mall. O ascultăm acum pe invitata mea din această duminică, Mariana Carnariu. Fără soră, fără frate, amară și mai singurată, fără mamă, fără tată. Doamne, uită-te la noi, cine cazuri și nevoi, măi. Doamne, Doamne, ajutor, să ne fie mai ușor. Căci privirea ți se stânge, n-ai să mai poți să-ți vezi cu drag, măi, copilul când vine-n prag, măi. Doamne, uită-te la noi, cine cazuri și nevoi, măi. Dă-ne, Doamne, ajutor, să ne fie mai ușor. Mă duc și din poartă-n poartă, din vatra mea pe alt pământ, măi, dar cel de-acasă-i mai sfânt, măi. Doamne, uită-te la noi, și ne cazuri și nevoi, măi. Dă-ne, Doamne, ajutor, să ne fie mai ușor. Frate, frățior,
avem oful cu el, spune frățiorul meu. Noroc mi-o dă Dumnezeu, frate frățior, cu tine, fratele meu, frățiorul meu. Cale lungă, dragă frate, de noi ne desparte. Frățiorul meu, dorul tău e greu. Cale lungă, dragă frate, de noi ne desparte. Repet încă o dată numerele de telefon la care, numărul de telefon la care ne puteți contacta, 0335711001, număr de telefon cu tarif normal. Intrați în direct cu noi și automat intrați și în concursul nostru. Avem să vă oferim astăzi 3 invitații la film, la Eurocinema, la Silver Mall. Invitația este valabilă pentru 2 persoane. Mergeți alături de persoana iubită să vă petreceți timpul liber la film. De asemenea, aștept mesajele voastre pe ID-ul nostru de Messenger, total muzical. Am primit între timp un mesaj din partea lui Iulian pentru familia Moisa din Vaslui și pentru toată echipa Total TV. Mulțumim frumos, Iulian, de mesaj și mulțumim frumos că ne urmărești la această oră. Aș vrea să vă întreb dacă nu aveți niciun videoclip. Ba da, un videoclip la o melodie care va urma puțin mai încolo. Se numește Vecinica cu păcate, este o melodie satirică și a fost destul de, adică este, mi-a făcut cunoscută melodia mult mai bine decât celelalte, faptul că... așa, faptul că am făcut și videoclip și este o melodie foarte frumoasă, deci mi se cam spune Vecinica de atunci. Unde îl pot vedea cei interesați? Pe YouTube sau nu știu, l-aveți? Pe YouTube, este și pe YouTube, am mai multe filmări pe YouTube, printre care și acest videoclip, sigur, și la posturile, dacă vor la posturile naționale, este dat. Dar oricum, dacă vreți, vor să vă aduc și dumneavoastră, cu mare să-l drag, aici. Cu mare și... drag să-l difuzăm și noi. Sigur. L-ați filmat într-o locație anume? L-am filmat la Negrești în 2 locații, deci la Negrești într-un sat apropiat, pentru că așa spune textul, și am avut, a jucat rolul de fapt vecinică, e o actriță, o tânără actriță de la Iași, și a jucat foarte bine, foarte frumos a ieșit. Și sigur, am mai avut și ansamblu Todireșteanca, de la Todirește, ansamblu de dansuri populare, care m-au însoțit și ei la acest videoclip. L-am lucrat frumos, zic eu așa, și cu simț de răspundere așa. Fac eu cam toate lucrurile. Un fan întreabă pe ID-ul nostru de Messenger unde vă poate vedea. Aveți vreun cont pe Facebook? Sau... Nu am cont pe Facebook, pentru că eu acum 2 ani și ceva, aproape 3, mi-a ars casa, toată casa. Toată, nu mi-a ars toată casa, dar mi-a ars o bucătărie cu hol, cu tot, cu uși, cu geam, cu tot, și mi-a negrit toată casa. Deci mi-a stricat tot. Și a trebuit să o iau de la capăt. Și în momentul când am luat-o de la capăt, atunci când o iei de la furculiță și lingură și de la pat și de la masă, nu am mai reușit să cumpăr și calculator. Asta voiam să spun aici, am vrut să ajung. Deci efectiv n-am reușit, dar pe Facebook mă pot vedea cei ce doresc să mă vadă. Am câteva melodii acolo. Și urmează să pe YouTube și altele. Pe YouTube, de fapt, nu pe Facebook, YouTube, ați spus Facebook. Pe YouTube, da. Mă pot vedea, am mai multe melodii.
și un colind și câteva din astea și videoclipul respectiv, câteva, dar vor mai fi și altele, o să mai pun și altele. Și oricum, o puteți vedea și revedea pe Mariana Carnaru și pe site-ul nostru, pe tvtotal.ro, da, pentru că acolo sunt încărcate toate emisiunile noastre și le puteți urmări ori de câte ori vreți. Și alte posturi de televiziune, pentru că eu merg destul de des la posturile naționale și o pot vedea și acolo. Îmi spuneați că mergeți și la diverse evenimente, la nunți, la botezuri, dacă vă sigur invită că da, cineva. Dacă sunt solicitată, cu tot dragul. Nu am, eu nu am orchestră, dar am negative, cânt live, deci peste tot cânt cu vocea, cum se zice, așa, deci nu mă duc să fac playback acolo nici într-un caz. De regulă eu, neavând formație și tot din acest motiv, tot din același motiv, nu mi-am căutat o formație și pentru așa ceva, pentru că n-aș fi putut să răspund exact atunci când era nevoie de fiecare dată. Și atunci am preferat să rămân singură și să merg doar... Eu merg cam de obicei unde, la anunțile unde mirele, mireasa, socrii, nunii vor să facă o surpriză. Și eu cam sunt cireașa de pe tot, sunt surpriza ținută, ascunsă undeva și surpriza care sunt prezentată, deci în acel eveniment. Și de obicei sunt primită foarte bine, să știți. Foarte bine sunt primită. Vi se întâmplă să mergeți la un eveniment din acesta și să vă ceară lumea să cântați și alt gen muzical? Dar muzica. Cânt și alt cântați, gen nu? Muzical, deci obligatoriu. Dacă mergi la anunț, nu cânt muzică ușoară sau manele. Deci nu cânt, nu pentru că aș avea ceva cu ele. Nu este vocea mea pentru așa ceva. Deci nu am... Da, ați încercat, Am încercat, sunt sigur. Curioasă. O să cânt drumurile noastre toate sau știu eu cântece cunoscute, dar nu să mă bag în muzică străină sau... Deci chiar nu cânt așa ceva. Dar de regulă cânt folclor, cânt muzică de petrecere și de regulă atunci când apar se adună toată lumea în jurul meu și joacă. Și cred că mai mult de atât nu cred că își dorește cineva la nunta lui decât să-l vadă toată lumea ridicată de la mese jucând și simțindu-se bine. Ați reușit să ieșiți și în afară? Din păcate doar în Republica Moldova am fost. Am avut un spectacol foarte frumos, am fost aleși mai mulți soliști din județ și am avut norocul și știu eu am fost cu Nadia, pentru că trebuia să spun. Și care a venit aici duminica trecută. Eu am colegi dragi, venind vorba despre ele, iată că mi-aduc aminte, și mergând în spectacole cu ele, eu le salut cu tot dragul acum, am colegi dragi și prietene dragi mie, din județ de aici, multe sunt, pot să dau câteva nume, nu știu dacă este chiar bine ca să nu se supere cineva, sper să nu uit pe cineva. Deci, în primul rând, Gabriela Manoli Diaconescu, care este prietena este mea de suflet și Nadia. Prietena noastră. Ele sunt prietenele mele de suflet amândouă, fiecare cu stilul ei de cântec. Apoi, doamna Elena Țurcanu, care este o doamnă și ne înțelegem nemaipomenit de bine, Barcica Mihoianu. Sperăm să o invitați și pe... Și urmează, pe urmează. Cu tot Marlena dragul. Buzgă. Sunt mai multe colegi. Lili Ciortan, George Forcos Paladi, sunt mai mulți soliști pe care eu îi apreciez. Nu pot spune că sunt prietenă cu ei, dar eu îi apreciez din tot sufletul pe toți. Doamna Silvia Iene, deci sunt Matilda Pascal cu Jocărița, care este chiar din Negrești, eu îi apreciez din tot sufletul pentru ceea ce au făcut toată viața și pentru ceea ce fac și la ora aceasta, pentru talentul lor, dar nu pot zice că sunt prietena apropiată, ne înțelegem relativ bine, nu avem nimic de împărțit, doar că prietenii mei de suflet sunt prietenii mei de suflet și salut cu tot dragul. Da. Și cum vă spuneam, deci am fost în Republica Moldova cu câțiva soliști, atunci a fost frumos, nu am mai plecat, exact din același motiv, deci acela este motivul principal care vă spuneam eu, serviciul meu pe care eu nu m-am îndurat să-l las niciodată. Și adică nu mi-ar plăcea să fac mai multe lucruri, să nu fac niciunul bine. Și atunci am lăsat așa. Vă este așa. Greu să lipsiți de la grădiniță? Ar însemna să lipsesc zile întregi și este foarte greu. Copiii sunt mici și răspunderea este foarte mare. Deci nu te joci cu viața lor. Aș mai fi curioasă să vă întreb dacă vă mai amintiți prima dată când ați urcat pe scenă sau... Pe o scenă adevărată am urcat la 1-4, deci când eram la școală. La 1-4 am urcat pe o scenă și vreau să vă spun că eram foarte emotivă și mi se întâmpla să uit și textul de emoții. De emoții. Deci mi-aduc aminte, mi se învârtea sala cu totul, aveam emoții foarte mari și emoții să știți că avem și acum.
Și, dar eu cred că cele oricum, mari acum, emoții... Acum sunt emoții constructive. Eu zic că sunt, așa ar trebui să fie, cel puțin, da. Sunt emoții foarte mari. Cine crede că nu avem emoții, se înșeală. Sunt foarte mari pentru că de fiecare dată, la orice acțiune mergem, oamenii sunt diferiți. Deci nu știi la ce să te aștepți. Niciodată nu e același lucru. Ca să zici că mergi și fac ce fac aici. Aveți fac emoții ce acolo, în privința publicului? Sau? Sigur că da. Sigur că da, pentru că tot nu știți cum este altul. Nu știi ce vor de la tine. Deci trebuie să ai un al treilea simț, să știți. Și când mergi la petreceri, și când mergi la un spectacol, chiar când mergem în mijlocul oamenilor, și venind vorba despre asta, vreau să salut toți domnii primari, toate doamnele și domnii primari care ne-au invitat pe la acțiunile din comunele lor. Sunt ceva și le mulțumesc din tot sufletul și cu tot dragul voi colabora atunci când mă vor chema. Eu sunt întâmpinată foarte frumos de oameni de fiecare dată, sau sunt întrebată, mă întâlnesc în tren când plec la București sau în alte parte, de ce nu merg și la ei în comună. Și sigur că necunoscând, n-am cum să cunosc pe toată lumea. Și atunci apelăm la domnii primari sau domnii primari ne invită pe noi. Și lumea, să știți că ne întâmpină foarte frumos toți, tocmai pentru că ne văd la televizor și își doresc să ne cunoască în realitate. Pentru că îmi spuneați că ați fost la atâtea evenimente memorabile, da, sau importante, sigur, să le numim așa, aș vrea să vă întreb dacă este vreun eveniment sau vreun moment pe care dumneavoastră nu-l puteți uita și nu-l puteți scoate din suflet. Doar să vă spun un moment mai comic, așa. Am fost la Durău într-un spectacol, chiar în stațiunea Durău, și eram cu trei colegi, doi bărbați și o femeie, deci din zonă de acolo. Ne-am propus să ieșim pe scenă și să cântăm toți. Să cântăm, adică să cântăm pe rând, ceilalți să danseze, să umplem scena cumva, să fie, da, mai frumos. Și în timp ce cântam, mi-a intrat tocul în scândura scenei. Vă închipuiți stațiunea Durău, câtă lume era acolo. Și colegii mei din spate au văzut că la un moment dat m-am oprit și nu mă mai mișc. Nu mă mișcam decât așa, mă fâțiam pe loc și nu știau ce am. Iar mie începeau să mi se aprindă beculețele, mă întrebam ce pot eu face, pentru că mai aveam cântece de cântat și eu de regulă, cel puțin la cântecele de joc, o să vedeți acum, și eu nu stau pe loc, deci mă mișc. Și când s-a terminat cântecul, am făcut exact ca la grădiniță. Nu degeaba sunt educatoare, știți? Și am spus așa, știți dumneavoastră că noi suntem întrebați de multe ori dacă ni se întâmplă ceva. Le-am așa. Zic, iată că la ora aceasta, acum, în acest moment, mi s-a întâmplat mie ceva. Toată lumea cu ochii pe mine, nu părea a fi nimic în neregulă, că eram întreagă. Da. Și am scos piciorul din pantof și am zis, sunt cenușăreasa astăzi, mi s-a prins tocul și îmi trebuie un făt frumos să-mi scoată pantoful de acolo. Da. Sigur că un coleg s-a oferit, a venit și mi-a scos pantoful. A fost un moment frumos. Dar iată că ne trebuie foarte multă spontaneitate și foarte multă prezență de spirit să ieșim din asemenea situații. Și oricum mă gândesc că ați avut mai multe întâmplări de acest gen. Sigur că da, sigur. Nu numai una. Asta a fost de pomină, vă închipuiți să aia, cred că erau sute de oameni, poate mii, foarte mulți oameni. Și eu cu tocul acela în fir și nu mai puteam să fac nicio mișcare nici într-o direcție. Zic să vă pregătiți să ne cântați, sigur, următoarele două melodii, Hai la jocul bătrâneilor, da, și Am iubit și un ciobănaș. Un cântec pastoresc este, da, v-am zis eu cam din toate. Pentru toate câte ceva, un pic din toate. Câte un pic din fiecare, da. Vă pregătiți acum să ni le cântați, timp în care eu mai preiau un telefon. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Sunt Nadia, am fost în emisiunea dumneavoastră. Bună, Nadia! Săptămâna trecută și vreau să o felicit și eu pentru doamna Mariana. Este un om deosebit. Mie plac foarte mult melodiile dumneaei. Întotdeauna când merg în spectacole, am o prezență agreabilă lângă mine și mă bucur tare mult că putem împreună să aducem zâmbetele pe fața spectatorilor, telespectatorilor care ne urmăresc. Mulțumesc foarte mult, Nadia. Ești o drăguță, ca de obicei. Cu tot dragul. Și vă aștept, doamna Mariana, să mergem să concertăm împreună. Sigur că da, Nadia. Mulțumesc din tot sufletul încă o dată și sănătate la toți cei dragi de acasă ai tăi. Mulțumesc cele bune și dumneavoastră. Ia ție, Marlena, încă o dată felicitări pentru emisiunile frumoase.
Mulțumesc din suflet, Nadia, și mulțumim. O duminică plăcută. O duminică frumoasă. Mulțumim din suflet pentru faptul că ne ești alături și în această duminică, așa cum ne-ai fost și duminica trecută, și așa cum le mulțumim tuturor celor care ne urmăresc la această oră. Repet încă o dată numărul de telefon la care ne puteți contacta: 0335711001, număr de telefon cu tarif normal. Și acum v-am pregătit două melodii frumoase, melodii de suflet, melodii care sperăm că vor fi pe placul dumneavoastră. Cioban, la Miori! Da, vin cu turma asta la noi!
șobănel, uite, uite, uite așa, tare mai ești să-n burel, uite, uite așa. Oile și fluierul, uite, uite, uite așa, îți mănâncă urâtul, uite, uite așa. Șobănel, mai șobănel, uite, uite, uite așa, tare mai ești să-n burel, uite, uite așa. Șobănel, mai șobănel, uite, uite, uite așa, tare mai ești să-n burel, uite, uite așa. Măi șobănel, măi șobănel, o, tarina, ești sângurel. Măi șobănel de la voi, uite, uite, uite așa, vin cu turma lângă noi, uite, uite așa. Și-ți-o-mi vedești cu stin, uite, uite, uite așa, că la tine am să vin, uite, uite așa. Ciobănaș de la Mioare, uite, uite, uite așa, cu turma mai la vale, uite, uite așa. Ciobănaș de la Mioare, uite, uite, uite așa, cu turma mai la vale, uite, uite așa. Păi ciobănaș de la Mioare, da, vin cu turma sat la vale. Vin cu turma sat la vale. Păi câți-o-i dau o sărutare, uite așa, 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 așa. Repet încă o dată numărul de telefon la care ne puteți contacta pentru a intra în concursul nostru, 0335711001, număr de telefon cu tarif normal. De asemenea, puteți face o dedicație și intrați automat și în concursul nostru. Avem să vă oferim 3 invitații la Eurocinema, la Silver Mall, pentru 2 persoane. Aș vrea să vă întreb dacă aveți dedicații de făcut, dacă dedicați cuiva anume toate melodiile de astăzi. Dedic special tuturor celor ce ne privesc în acest moment. Tuturor. Nu vreau să dedic special cuiva. Pentru că eu zic ca să nu omiteți pe cineva. Să nu omit pe cineva, se supără. Și atunci mai bine tuturor celor ce ne privesc în acest moment, care au rămas acasă. Pentru că mulți sunt plecați. Cei care au rămas acasă, cu tot dragul le ofer. Mai preluăm un telefon acum. Alo, bună ziua! Alo, Hristos a înviat. Vă rog frumos, dați-o să cânte și doamna Clemuța Milea. Adevărat a înviat. Da. Cu tot dragul, numai că nu reușim să dăm de doamna Elena Milea. O așteptăm să vină aici la sediul televiziunii noastre și noi nu facem niciun fel de discriminare. Și... O să vă dau eu telefonul, numărul telefonului. Mulțumim frumos, da, mulțumim, da, de telefon. Oricum, noi vă dedicăm toate melodiile invitatei mele de astăzi, da, și mulțumim frumos că, da, ne urmăriți. Eu vă mulțumesc, da, vă rog, poate puteți o dați. O să facem tot posibilul, o să avem, ajut eu pe domnul. Din câte știu eu, din câte știu eu, nu avem videoclipuri de ale, da, doamnei Elena Milea și okay, nu avem videoclipuri de ale doamnei. Și dacă doamna dorește să fie difuzate, să vină să le și aducă eventual aici, că nu avem de unde să le luăm. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Da. Nu este vina noastră și nu facem niciun fel de discriminare, așa cum v-am mai spus. Mulțumim frumos de telefon și mulțumim că ne urmăriți. Pentru viitor, ce planuri aveți? Pentru viitor încerc să fac un nou CD. Nu spuneați că aveți mă laud de mult, material. Dar nu mai reușesc să scot la capăt, dar am material. Sper din suflet să reușesc. Probabil că va dura totuși mult, așa cum a durat și primul. Dar eu zic că nu trebuie să mă grăbesc, atâta timp cât încă mai am cântece care nu sunt promovate și să le lucrez în liniște și, sigur, îmi doresc, sper din suflet să-și apară. Și probabil mă gândesc că poate mai înregistrați și un nou videoclip. Da, astea sunt în lucru. Am câteva filmări vreau să fac acum, chiar în această primăvară. Iar spun, sper să se și îndeplinească ceea ce îmi doresc, să dea Domnul. Pentru că îmi spuneați că aveți 2 copii, am înțeles bine? Da, sigur, am băiat și fată. Aș vrea să vă întreb dacă niciunul nu vă calcă pe urme? Nu, ei de cântat cântă amândoi, dar nu pentru a fi soliști. Deci pentru a fi solo, pentru a cânta solo. Ei, fata mea cel puțin a cântat cât a fost în liceu sau a fost în facultate, a cântat la cor sau muzică religioasă, colinde. Deci nu are o voce
pentru folclor. Iar băiatul mai puțin este mai rușinos. E, dar oricum, înseamnă că tot vă moștenesc sigur, puțin da, talentul. Sigur, da. Nu sunt afon. Nu ați încercat niciodată să vă convingeți, măcar o dată să cânte alături de dumneavoastră? Niciodată, pentru că fiecare a ales altă cale, alt drum. Fata mea este tot educatoare. Deci i-a plăcut foarte mult și felul cum mă implic eu ca educatoare. I-a plăcut de mică. Și atât de mult i-a plăcut încât a făcut liceu pedagogic cu dublă specializare, după care a făcut și facultate, dar tot la grădiniță predă. Deci tot acolo s-a dus, atât de mult i-a plăcut. Probabil îi plăcea, nu știu, felul cum povesteam eu despre ce făceam eu la grădiniță, despre copilași, năzbâtiile lor și toate. Iubește foarte mult și ea copiii și iată că m-a urmat și deși a făcut facultate, a rămas tot la tot grădiniță. Tot la grădiniță. Aveți vreun alt hobby pe care lumea nu îl știe, în afară de muzică? Că asta știe toată lumea despre dumneavoastră, cântați și faceți foarte bine lucrul acesta. Un alt hobby care, nu știu, vă face plăcere? Da, îmi place foarte mult să citesc. Foarte, foarte mult îmi place să citesc. Și asta când reușiți și când aveți timp. Când reușesc, dar vreau să vă spun că la mine nu este, cum să spun eu, o pasiune neapărat în ceea ce citesc. Deci eu trebuie să citesc. Nu știu dacă mă exprim corect. Adică merg prin biblioteci, iau cărți și bineînțeles că citesc tot felul de cărți, în funcție de starea în care mă aflu. Deci îți trebuie stare specială pentru o carte psihologică sau... Dar eu iau, zic, astăzi vreau o carte mai ușoară, sunt obosită și vreau ceva mai ușor să mă deconectez. În schimb, ce voiam eu să spun este faptul că eu citesc din nevoia de a citi. Deci eu pot să citesc o carte de mai multe ori, fără să mă plictisesc. Învăț pasaje pe de rost. Este doar nevoia de a deschide o carte și a citi câteva rânduri. Deci eu nu pot nici măcar să mă culc până nu citesc ceva. Asta voiam să vă spun. Deci este mai presus de mine și aici semăn cu tatăl meu. Și aici semăn. Iată încă un lucru, da. Și dacă spuneți că citiți atât de mult, mă gândesc că să nu vă întreb. Să nu mă întrebați acum ultima dată, că am avut niște probleme în ultimele zile și chiar n-aș putea să vă spun o carte anume. Da. Nu, mă gândeam că copiilor de la grădiniță le citiți tot felul de povești. Absolut, absolut. Și... Să știți că munca aceasta de educatoare este foarte grea, deși în aparență pare foarte ușoară. Noi trebuie să fim în fața copiilor de toate, și artiști, și artiști plastici, pictori, desenatori, graficieni, muzicieni, actori. Le spun foarte multe povești, pentru că asta este profesia mea, povești, poezii, care trebuie să fie interpretate. Dacă nu le interpretez cum trebuie... să aveți o imaginație absolut, foarte bogată. Absolut, ca să... Și dacă nu le interpretez cum trebuie, să ai o mimică adecvată, să ai mișcări prin ton, prin ceea ce spui și... deci tot duce la buna desfășurare a lecției care ți-o propui. Și cu cât știi să joci teatru mai mult în fața lor, cu atât ai succes mai mare. Deci sunteți și o actriță foarte bună. Vrând nevrând, dar să știți că în general soliștii, cel puțin de muzică populară, nu știu dacă tot, dar noi în fiecare cântec avem un mesaj și dacă nu transmitem, și nu reușim să transmitem mesajul, degeaba mai cântăm. Eu cred că este poate mai important, după mine, parcă zic că e mai important, chiar decât vocea. Adică poți să ai o voce extraordinar de bună, dar să nu știi să transmiți, să cânți fad, uniform, să nu transmiți nimic dincolo de ecran sau... Când ești contează față. Foarte mult să știi să faci spectacol. Sigur că da. Iar eu, de exemplu, când mă duc la petreceri, la nunți, în comunele județului și mai departe, că am fost în mai multe județe, eu cobor între oameni de obicei și îmi place să cânt față în față cu ei, să-i privesc în ochi, să văd cum mă percep și să văd dacă reușesc să ajung la sufletul lor, la inima lor. Deci este mare lucru să transmiți. Dacă simți că omul acela începe să lăcrimeze, vezi că te bâșbe, pune mâna pe tine, încearcă să se apropie, îi vezi privirea, îi vezi când cânti, cum am cântat eu de străinătate, de mamă, și îi vezi că ei se duc cu gândul la problemele care le au ei și se regăsesc în acele cântece. Și în momentul când îi vezi că se comportă așa, îți dai seama că ai transmis și corect. Și înseamnă că v-ați atins scopul, și nu? Și mi-am atins scopul, așa este. Aș vrea să vă mai întreb dacă aveți vreun obicei pe care îl urmați atunci când urcați pe scenă, nu știu. Nu, Gabi, nu sunt superstițioasă, nu.
Nu sunt superstițioasă, nu neapărat fac... Eu cred în Dumnezeu, cred într-o putere divină, dar nu merg duminică de duminică la biserică sau... Adică dacă nu mă duc într-o duminică se întâmplă ceva. A, deci sau, nu, un Doamne ajută și... Cred, un Doamne ajută, dar eu am ajuns la o concluzie, să știți, dacă ești cu sufletul curat, ești bun la suflet, nu ești rancunos, nu ești dușmănos, nu te gândești cu ură la cineva, la cei din jur. Noi trăim niște vremuri foarte grele acum, dar eu cred că fiecare ar trebui să fim echilibrați și să ne vedem fiecare de viața noastră și să o scoatem la capăt așa cum simțim că ne ajută pe noi Dumnezeu. Eu mă consider o norocoasă, deci am dus o viață foarte grea. Aș putea să fac un roman. Un roman care ar ajunge, să știți, să probabil bestseller ar ajunge, pentru că am o viață foarte grea. Chiar îmi spunea zilele acestea una dintre colegii, Maricica Mihoianu, că de câte ori vede fotografia mea, este pusă acolo într-un... Are ea acolo ceva deschis, un butic, și este pusă și fotografia mea, cum și la alt soliști este. Deci la mai un soliști, colegii ei, din suflet, mai apropiați, și a spus că de când i-am povestit eu viața mea, îi vine să nu se mai uite la fotografia aceea. Și probabil că și din această cauză eu am, deși când cântece vesele, deci lumea mă percepe tot ca un om trist. Poate că dincolo de mine mă manifest așa, pentru că am rămas cu foarte multe lucruri, nu știu, grele în suflet. Nu pot, n-aș fi vrut, nu le-am povestit niciodată la televizor, aș fi putut, pentru că văd că se face mare tam-tam pe viețile oamenilor, dar nu mi-a plăcut să fiu percepută așa, după viața pe care am dus-o. Oricum, noi vă mulțumim din suflet pentru că ați ales să vă deschideți măcar puțin sufletul măcar puțin aici, așa, da. La noi am în vorbit emisiune. Doar în ceea ce privește cântecul, am zis că e mai bine să fiu percepută așa. Probabil că aș avea mult mai mult succes dacă aș povesti viața mea, să știți. Dar nu vreți să fiți cunoscută vreau, pentru dar asta, dar nu? Dar nu vreau, nu. Nu este rușine de ceea ce mi s-a întâmplat în viață. Noi nu ne alegem familii, părinți, nici părinții copii, deci așa ne-am născut, fiecare cu destinul lui, dar eu mă consider o norocoasă și totdeauna am renăscut ca pasărea Phoenix din propria cenușă, totdeauna. Și din această cauză mă consider o norocoasă. Haideți să trecem peste acest moment trist și vă propun să ne cântați și să ne încântați cu următoarele două melodii, Vecinică cu păcate. Iată că urmează Vecinica mea, aceea de care vă spuneam eu că am și videoclipul, și încă o bătută moldovenească. M-a cerut badea la joc. M-a cerut badea la joc, așa este. Imediat, cu tot dragul. Melodii pe care noi vi le dedicăm încă o dată tuturor celor care ne urmăriți. Le dedic totodată și colegilor mei din regie care îmi sunt în duminica aceasta alături și vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți contacta, 0335 711 001, număr de telefon cu tarif normal. Și nevestile din sat, măi, cu toate s-o adună.
minunat, o să rog din scarmanat, mă, veșenică ochii tăi, mă, parcă sunt două văpăi, mă, arți în față, arți în spate, da, veșenică cu păcate. Apoi și noi rotom fașii, și te-om fașii de rușini, din o mai scos capul lumii. Veșinică ochii tăi, mă, parcă sunt două văpăi, mă, arți în față, arți în spate, da, veșinică cu păcate. Mai bine te-ai mărita, mă, ca să fii la casa ta, mă, să stai cu bărbatul tău, mă, da, și la bine și la rău, mă. Dragi telespectatori, suntem pe final de emisiune, de aceea v-aș ruga să le transmiteți un mesaj tuturor celor care ne-au urmărit și tuturor celor care vă îndrăgesc. Da. O să încep să spun că îi salut cu drag și pe Elena Mila, pe care, să mă scuze, am uitat-o, și pe domnul Roznov, iarăși un solist al județului nostru, un solist drag, care este foarte drăguț, el îmi trimite mesaje permanent, am fost cu el la spectacole și la filmări. Și vreau să le transmit tuturor multă liniște, multă sănătate, calm. Trăim niște vremuri grele, cum spuneam, dar dacă suntem echilibrați, încercăm și sunt sigură că vom reuși să trecem mai ușor prin ele. Ce să le mai urez? Să se bucure de copiilor, să se bucure de nepoților, să aibă viața frumoasă și ca o sărbătoare, fiecare să-și facă din viața lui o sărbătoare, să-și trăiască fiecare clipa.
Cred că mai avem un ultim telefon. Îi rog pe colegii din regie să-mi facă semn dacă avem telefon sau nu. Alo? Alo? Alo, bună ziua! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Sunt Elena Milea. Acum am ajuns acasă, am văzut-o pe Mariana Gardariu. Mariana, te pup! Și mă bucur că ești acolo. Mă ierți, Elena, chiar de tine uitasem, dar uite, îți promit că las numărul tău de telefon în regie. A da, sunat cineva și te-a cerut pe tine, să știi. Da, nu știu, da. Acum am ajuns acasă, că am fost la biserică și de acolo am mai mers undeva și acum te-am văzut și zic că ai dau un telefon imediat. Da, uite, o să las telefonul în regie, telefonul tău, ca să te invite domnișoara. Da, 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 eu, dacă ești, vrei să solicitată, da. Dar nu mai are acolo, eu știu că nu mai are de la mine, dar nu știu. Nu, nu avem niciun număr. Eu știu că l-am dat la băieți odată în regie, dacă în lor mai avea. S-a rătăcit. S-au mai schimbat băieții, probabil. Maria Alari. Da, eu îl las, eu îl las cu tot dragul, Elena. Bine, bine, nu-i nimic, pot să trec și eu pe acolo să-l las, dar dacă este acolo, lasă că eu las eu, da, sigur. Bine, mă bucur că te văd, Mariana. Mulțumesc din suflet, Elena. Te pup, sănătate multă. Și eu te pup. Cu tot dragul și sănătate la toată familia ta. Mulțumesc, la revedere. Mulțumim și noi de telefon. La revedere. Aș vrea să facem și extragerea acum. Amestecați, dumneavoastră eu? O faceți, da. Eu să văd dacă sunt norocoasă pentru cine. Îl țin eu, vă ajut eu. Așa. Așa. Și îmi dați 3 bilețele. Okay. Le puneți pe masă. 1, 2, 3. Acum citesc. Ia și să văd pentru cine am fost norocoasă astăzi. Este vorba despre Apostol Claudiu, arăt aici, ca să fie totul regulă. Da? Așa. Tiron Constantin și Iepure Ștefania, micuța noastră telespectatoare. Uite ce bine, cu ea am început, care este și cu ea termină. Norocoasă. Deci ați câștigat câte o invitație la Eurocinema la Silver Mall. Puteți merge alături de cei dragi la film. Invitația este valabilă pentru 2 persoane. Repet încă o dată numele câștigătorilor. Apostol Claudiu, Iepure Ștefania și Tiron Constantin. Vă așteptăm aici la sediul televiziunii Total, la Casa Armatei, etajul 2, să vă ridicați premiile. Zic să încheiem tot într-o notă muzicală și încheiem cu o horă. Asta e hora de la noi. Sigur că da. Horă pe care... Este o horă din zonă, deci chiar este foarte bine aleasă pentru final, zic eu. Pe care... Și invităm pe toți cei ce ne privesc să joace cu noi împreună. Și horă pe care noi totodată o dedicăm tuturor celor care ne urmăresc la această oră și le mulțumesc totodată tuturor celor care au intrat în direct cu noi și celor care ne-au trimis mesaje pe ID-ul nostru de Messenger Total Muzical. Vă mulțumesc și celor care nu au reușit să o facă, dar ne-au fost astăzi alături și vă doresc să aveți parte de o duminică frumoasă. Toate cele bune, la revedere! Și iar verde baraboi, asta-i coră de la noi, asta-i coră de la noi, da 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 da. Să jucăm doi câtii doi, ca-șa-i obișei la noi, ca-șa-i obișei la noi, da 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 da. Hai și se joacă bine, lady! Da, cu mai mulți flăcăi și fete! Asta-i horă legănată, horă din bătrân lăsată, horă din bătrân lăsată, da-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 da. Jucăm hora asta toți, de la bătrân la nepoți, de la bătrân la nepoți. Păi asta-i horă legănată, da, horă din bătrân lăsată. Joacă tinerii cu foc și învârtești hora din loc, și învârtești hora din loc, da-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 da. Într-un joc și-n bostonarii, ca să învârtă hora marii,
dacă și tu mă șili. Dă-ți-mă pe mătușa ghini. Mare, și sunt mândră ca o floare, și sunt mândră ca o floare. Da-d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 a. Giacușu, bădița meu, când satu-i mândru flăcău, când satu-i mândru flăcău. Da-da-da-da-da-da-da-da. Băi, joacu tare, băi, bădiță. Băi, joacu, câți-ai da guriță. Ora asta de la noi, ora asta de la noi, da-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 da. Hai înșingeți ora mari, că doar azi sărbătoare, că doar azi sărbătoare, da-da-da-da-da-da-da. Băi, juca asta e apăsat, băi, ora de la noi din sat. Băi, joacă, joacă, uite așa, băi, joacă, joacă, uite așa, nu tip, da, nu tip.